Pe 19 iulie 2021, orașul Băile Olănești a împlinit 494 de ani de la prima atestare documentară, sărbătoarea fiind marcată în condiții de pandemie de administrația locală. La 19 iulie 1527, printr-un hrisov semnat de domnitorul țării românești Radu de la Afumați, întărea stăpânirea asupra unor pământuri în Olănești și Iaroslăvești, jupânului Goran Spătar și fratelui său Albul și unchilor săi Vlaicul și Danciul cu fiii lor. Stațiunea Băile Olănești este una dintre puținele localități din țară ce întrunește în chip armonios doi factori naturali de cură, cel climatic și cel topoclimatic local și factorul hidromineral constituit din apele minerale dătătoare de sănătate. Vreau să vă spun că aniversăm astăzi 494 de ani de la prima atestare documentară, 494 de ani ce asigură istoria localității noastre și perspectiva unui viitor cu realizări și împliniri. Aniversăm acest eveniment în condițiile pe care nu le-am fi dorit, și anume doream să avem un spectacol cultural artistic, eveniment de amploare, așa cum am obișnuit turiștii și locuitorii din Băile Olănești, însă restricțiile prelungite impuse de starea de alertă, dar și, pot spune, schimbarea locației din Parcul Central într-o altă zonă, întrucât avem nevoie de branșamentul la energia electrică, racordul la utilități, pentru a putea desfășura evenimente de asemenea amploare. Băile Olănești reprezintă una dintre puține localități din țară care îmbină într-un chip armonios doi factori naturali de cură. Factorul climatic și topoclimatic, cu ierni blânde, vărăcoroase, cu un aer oxigenat, ozonat, și factorul hidromineral, dătător de sănătate, prin existența celor 30 de surse minerale ce tratează o serie de afecțiuni digestive, renale, alergice. Suntem într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu, la poalele munților Căpățânii, unde locuitorii, turiștii care vin în stațiune, beneficiază de o oază, practic, de sănătate, de refacerea capacității de muncă. Ești într-un ambient plăcut, care atrage an de an foarte mulți turiști. Având în vedere restricțiile sanitare impuse de starea de alertă, astăzi, în acest ceas aniversar, am premiat cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie și, de asemenea, avem acum o întâlnire culturală în care vom discuta despre data de 19 iulie 1527, această istorie a orașului nostru și totodată evoluția localității noastre ca și stațiune turistică, dar și ca localitate ce are în derulare mai multe proiecte de dezvoltare economico-culturală. Este o zi festivă în viața locuitorilor, dar și în viața turiștilor și, bineînțeles, și în viața mea personală, dacă rememorez ce am trăit la Băile Olănești. Astăzi se împlinesc 50 de ani, tot într-o lună de când am venit în această frumoasă stațiune și n-am regretat că am rămas. Este ziua atestării istorice. Dacă ne-am întrebat ce înseamnă Olăneștiul, atât pentru locuitori, dar și pentru turiștii, zecile de mii, sutele de mii de turiști care au venit și vin în continuare la Băile Olănești să-și caute sănătatea sau să se deconecteze, atunci am avea câteva răspunsuri posibile. În primul rând, aeroputernic ozonificat. În al doilea rând, liniștea. În al treilea rând, ospitalitatea locuitorilor acestor meleaguri. În al patrulea rând, pentru cei care iubesc turismul religios, multitudinea de lăcașuri religioase și de aici, din stațiune, sau care țin de localitatea Băile Olănești, de orașul nostru, dar și din împrejurimi. Și de asemenea, poate pe primul plan, apele minerale,
Se știe că Băile Olănești este stațiunea balneoclimaterică din România cu cele mai multe ape minerale în funcțiune și probabil că acest lucru a stat și la baza hotărârii de guvern 1016 din 2011, când 6 stațiuni balneoclimaterice din România au fost declarate de interes republican. Din județul Vâlcea se numără și Băile Olănești alături de Călimănești. Având în vedere datele istorice care ne spun că 19 iulie 1527 este data în care a apărut prima dată numele de Olănești, am inițiat împreună cu domn profesor, sigur mai de mult, ca să zic așa, pentru toți locuitorii orașului Băilănești să ne întâlnim aici și să ne dăm binețe, să urăm la mulți ani atât cetățenilor cât și celor care vin pe la noi și îndrăgesc aceste frumoase meleaguri. Cele 8 localități componente ale orașului, Livadia, Olănești, Cheia, Tisa, Gurguiata, Pietrișu, Comanca și Mosoroasa, încântă prin frumusețea peisajelor, unicitatea lăcașurilor de cult, Schitul Iezăr, Pahomie, Bradu, Biserica de Lemn al lui Horea sau Mănăstirea Comanca, dar și a rezervațiilor naturale, Parcul Național Buila Vânturalița sau Lacul Frumos Mosoroasa.